5 la 0 plus 5 la 1 plus 5 la 2 fac 31 și le multiplic în câte grupe de 3. Deci astea grupe fac 31. Și pe aia grupe de câte 3. Da. Nu, mai trebuie să ne împărțim de 23 la 3 să vedem dacă se pot forma grupe de câte 3. Și de nu, 3 nu 5. Se împarte. Nu se împarte? Asta e foarte important. Deci trebuie să vezi dacă se împarte la 3. Nu se împarte. Dar să vedem. Oare câți termeni sunt? Până la 5 la 2, câți termeni sunt? 3. Până la 5 la 5, câți sunt? 3. Cum? 3. Cum? De la ce vreau? Ah, 6. Am crescut în grup. Până la 23? 23. Până la 5 la 7, până la 5 la 8, sunt încă 3. Ai 23. 23 de termeni. Nu 23. Nu 23. E mai în față. Uite, la 5 la 2 de aia te-am dus. Aici am avut 3. Cu 1 în plus. Aici ai 5, dar 6 de fapt. 6 de fapt, e 5 la 0 primul, nu? Asta e. E de la 0 numărând. E 24 împărțit la 3. Asta e. Asta era. Asta e. Vezi? Păi dacă nu-i numărăm, e mai greu și să mă gândesc. Păi tu-i treaba ta? Păi era să-i număr 1. Păi nu, de la 0 până la 23. Dacă de la 1 până la 23 sunt 23. Și cu ce le învață? Deci de la 1 până la 23 sunt 23, dar și cu 0. Cu 0? Nu-i tot de termen? Nu. Păi aici e poanta, da? Ai văzut și eu am urmărit aici, 25, 20, și până la 23. 23. Când mă gândeam la multiplu de 3. 3. Da? Să zic 24, cum e cu unul mai mult, 23 zic asta, ai da? Da? Asta vreau să... De ce e matematica frumoasă? De ce aia ești foarte încântat? Și cât faci aici, te rog? Facem grupe de câte așa. De câte deci va fi egal cu 31 plus 31 plus 31. Stop. Plus 30. No. Nu, multiplu de 31 vine 62. Nu, scoate pe 5 la 3 în factor comun. 5 la 3. Pe lângă. Dar am dat multiplu acolo de 31. Da, mă, dar se vadă tot omul. Că mă gândeam că dă 62 dragă. Și cu puncte următoare, ascultam 31. Dar nu dă 62, e 5 la 3 ori 31? 5 la 3, că scoatem un factor comun dintre ăștia, pe cel mai mic. Bine, ok. Da, da, o secundă, vreau să fii convins de asta. Dar tu cum vrei să faci? Cum ziceai? Păi 5 la 3 plus 5 la 4 plus 5 la 5-a. O să dea un multiplu de 31. Dar de unde se vadă, se vadă multiplu de 31? Deci asta înseamnă că scoți pe 5 la 3 în factor și rămâne aici 5 la cât a rămâne aici? 5 la... Nu, rămâne 5 la 0. Adică? 5, 1. 1. 1 plus... 5 la 1 plus 5 la... O să facem grupul din astea multe. Așa, mă! Așa, asta e povestea. Plus 5 la cât va fi următorul pe care? 5 la 6 pe lângă 1. Acum ori 31, acum te înțeleg. Ori 31, că știi de ce. Plus 5 la cât după aceea? 5 la 20. Nu, 5 la 3 termeni aia. 21. Da? Deci 5 la 21, nu 20, că uite, sunt multipli de 3. Da. Așa, 36, 9, 12. De 5 la 21 ori 31. Da? Și de aici scoate 31 pe lângă. Deci 31 pe lângă 1 plus 5 la 3 plus 5 la a 6. Plus 5 la puterea 21. Și clar, este 31 oriceva, deci se divide la 31. Dar acum, dacă faci cu asta, acum e foarte tare. Deci se dă numărul A egal cu 5 la 0, plus 5 la 1, plus 5 la 2, plus puncte și mai departe, plus 5 la 24. Să se afle restul împărțirii lui A la 31. De ce faceți așa? Păi de ce fac, mă, că de n-am ce face, mă? Acolo 5 la 2, nu, 5 la 24. 5 la 0, 5 la 10, 5 la 2, plus puncte până la 5 la 24. Nu, acolo ce scrie după 5 la 0? 5 la 1, mami. Ai și 5 la 1? Da, se unește cu 0, cu plusul, da. Deci 5 la 1. Până în 4.
Da, 5 la 0, a pus 5 la 1, a pus 5 la 2, a pus puncte cu tipul 5 la 24. Să se arate, băi, știi ce tare acum? Să se afle restul împărțirii lui A, hai să zicem B, că la A a fost mai sus, lui B, la 31. Bă, de asta a făcut anul trecut. Eu de anul trecut n-am mai mințit. N-am făcut? Bă, ești mincinos. Cât este restul la împărțit la 31? Cât, restul cât poate să fie? 1, 0, 1, 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Până la cât? Până la 31. Poate să fie 31? Nu, mai mic. Până la 29. Și 30? Da, 30. Deci restul cât poate să fie? Acum le bănuim. 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa, deci acolo ne gândim la chestia asta. Dar fiindcă facem restul la 31 și ai văzut cât e 3, trebuie să grupăm. Păi restul e 0. Cum? Restul e 0? Stați, nu. Da. Nu știu sigur. Nesigur. Păi eu fac chestia aia. Facem grupajele așa. Da. Și nu, care... o să am 25 împărțit. Împărțit la 3. Și 25 împărțit la 3. Da. Nu, deci să rămâne un termen. Un termen. Un termen. Și nu înseamnă că termenul ăla e restul? Deci 20 și cât? 5 la cât aici este? 5 la 23, da? Da. Și avem în asta, da? Da. Bă, dar e mare, mă. Restul putea să fie până la cât? Până la 30. Până la 30, mă, și 5 la atât. Știu că era cu plus, minus... ceva... Grupajul de câte trei ne trebuie, da? Da. Neapărat. Mă, neapărat sau nu? Neapărat. Și nu discutăm, ne certăm cu oricine. Grupajul de câte trei, adică 5 la 24, 5 la 23, 5 la 22. Și eu pot face echipa asta de la... Acum câte trei de la cap, de la coadă. Da, mă gândeam să lăsăm pe 5 la 0 afară. Da. Asta e. Asta am vrut să vă spun, am zis. Deci 5 la 0 care face cât? 1. Deci grupele de câte 3, asta e coanta. Asta e coanta. Asta e coanta, dar e fain de tot, mă. Deci e fain de tot acum. Deci când se împarte exact restul e 0. Da. Că dacă se divide, stau între restul e 0. Clar. Când ai cu 1 plus și nu mai poți face grupele, îl lași pe ăla de la început afară. Și te faci echipe de câte trei. Dar dacă eu spuneam, eu te ce eu acum? Deci restul, răspuns, spunem așa, că B se scrie ca fiind egal cu multiplul de 31, da? Multiplul de 31 plus 1, plus 5 la 0. Și cu asta închei, dau pe ce așa, 5 la 0, plus 5 la 1, plus 5 la 2, plus puncte, puncte și așa mai departe, plus 5 la puterea 25. 5 la 25. Care e restul? La cât? La 31? Da. Restul împărțit la 31. 26 împărțit la 3. Cât fie? E imposibil să dea. Fac restul 1. Restul? Este 1. Dar câți termene? Când începea, când ai făcut câte două, câte trei la sfârșit, ți-a rămas unul singur. Păi acum cred că o să rămână doi. Păi sigur că... Păi și nu știu, dacă îmi dă, de exemplu, 5 la 74, unde îmi dai o seama că îți rămâi. Păi faci așa. Faci repede. 74, da? Îmi pare 75 la 3. Deci 75, da? Da, 75 la 3, văd că îmi dă în 13, văd ce rămâne rest și eu cât... Și cei care îți rămân rest, foarte tare, poate. Ai înțeles, da? Da? Deci e super. Cred că și pe ăsta l-a clarificat. Uite, uite. N-am mai făcut din mult. Sigur că da. Am ridicat ștacheta, m-am spus că spune lui ghiște foarte frumos. Deci de unde am plecat eu? Hai să vedem. De la ăsta, mă. Da. Ca pe care l-am văzut la îndemână ușor. S-o bucă ușor.
Da? Și câte trei fiind, ei trei termeni, atunci mi-a sugerat să mă duc la tehnicițul ăsta. Și de aici m-am dus și la teorema împărțirii cu rest și la chestii de astea. Nu-i frumoasă matematica? Foarte frumoasă. Vezi, ce? Ai starea asta de bine că ai reușit să prinzi exercițiul, să faci. Deci este mai pe noi. Da. Scrieți acolo jos că vine și ștept. Acum am vorbit cu amicitul, dar nu știu dacă citesc că vine. 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus puncte, puncte, plus 2 la 10 sau poate să fie 2 la 100, divizibil cu 3? Se vede. Deci 2 la 1-a. Deci avem numărul A egal cu 2 la 1-a plus 2 la 2-a, 2 la 3-a, da, plus puncte, puncte, plus 2 la... 10 sau 100, cred. Noi zicem 2 la 100 și vedem, da, 100. Da, să vedem dacă se divizibil la 3. Întrebarea. A. Se divide la 3? Nu am făcut nimic. Asta exercițiu din papierat. Eu doar nu-i fac eu. De ce te... Sigur nu era acolo vreun de la 0? Nu. Am mai uit odată la muncă. Trebuie să faci ceva. Da? Deci 2 la 0. 2 la 1, nu 2 la 0, da? Da. Și să arate că asta se divide la 4 cu 4 cu 8. Cât e 4 cu 8? Acum el are dreptate. De la 2 la 0 de merge. Da? Așa scrie aici. Uuuu, sunt bun! 2 la 0. Deci dacă domnul cu tine. Da. Știi de ce te-am apropiat? Pentru că nu merge fără 2 la 0. Asta e bun. Că trebuie să iei grupă de câte două. Da, dar nu sunt parte. Deci, acum, câte tu aici o făcut trei, da? Da, ia să-i răspund. Și aici, când scoți, o faci oricum pe cine? De la a doua. De la a doua. Cât ce mai mic? Și iarăși... Da, dar nu merge. Că de ce? E 101 împărțit la 2. Rămâne în faptă. Și restul e 1. Și nu se divide. E fals asta înseamnă. Asta înseamnă că exercițiul nu ar fi corect. Da? Mai bine. Deci, hai să vedem. Hai să vedem așa. Dacă lăsăm așa de la 1, ar fi câți termeni ar fi? Păi, dacă ne gândim, 2 la 2 plus 2 la 3 fac 12. Cum? Dar dacă ăștia pe ăștia e grupat pe păi, da, aia fac 12. Aia nu, aia fac 4 cu 2, 6. Hey, bine. Dar nu puteam să scoatem un 2 în factor și puteam 1 plus 2? 3? Sau puteam să mai tăi 3 cu puncte 2? Da, putem să scoatem de deci 2. Deci nu neapărat 2 la 0. Da? Deci ești un deștept și așa. Cu 2 la 1. Îl lăsăm așa, nu stricăm. Bine. E corect? Da, e corect. Nu, e corect. Și sunt acum câți termeni aici? Păi sunt 100 de termeni. Fix. Și merg câte 2? Normal. Da. Merg. Pentru că simplu ăsta, pentru că nu. Așa e prea simplu, corect. Să facem mult mai complicat. Da. Deci A egal cu așa ceva. Hai să vadă prietenii noștri. Dar de ce nu dați repede rezolvarea dacă e simplu? A egal cu. Să-l faceți. 2 pe lângă. 2 pe lângă 1 plus 2. 1 plus 2. Plus 2 la 2. 2 la 3. 3 pe lângă. Pe lângă 1 plus 2. Așa. Plus puncte, puncte. Plus puncte, 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 puncte. 2 la 99, da. Pe lângă 1 plus 2, da. Și acum vine, A egal cu 2 ori 3, 2 egal cu 2 ori 3, plus 2 la 3 ori 3, 2 la 3 ori 3, plus puncte, 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 da. 2 la 99 ori da. 3, okay. Scop pe 3 în factor comun, da. 3 pe lângă 2, plus da. 2 la 3, plus... puncte, 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 2 la 99, da. Se divide la 3. Deci 3, 2, 3 pe lângă, 2 plus 2 la 2, 2 la 3, plus, așa mai departe, plus 2 la 99, și deci se divide la 3. Să se afle restul împărțirii la 7.
Stați. Păi, 2 la 1 a fost 2 la 0, 2 la 2 fac 6. Acum e imposibil să-l formăm pe 7 acolo. Imposibil să-l formăm pe 7 acolo. Dar dacă puneți 2 la 0, cum mai merge așa ori? Păi ce, dar eu dau pe 2 în factor și vine 1 plus 2. 2 plus 3. 2 la 2. A, 2 la 2, da. 4 și cu 2, 6 și cu 7. Deci câte 3. Și acum să cer restul împărțirii la 7. A, păi sigur nu o să iau din față, adică de ce? O să iau din spate și de la 2. Stați, trebuie să fac 100 împărțirea 7. Așa. 100 împărțit la cât? 7. Atenție, la? 8. Nu. De la uite pe câte 3. A, trebuie să împar la 3, nu trebuie să împar la 7. Nu, că tu faci grupe câte 3. Că fiecare grup îți poate un 7, da. Dar noi nu trebuie să facem grupe de câte 3, să vedem câte grupe să fac. Hai, deci împar la 7. La 3. La 3, ca să... Fiecare grup îți dă câte 7. Mulțumesc. Deci, încă o dată. Este momentul să înțelegi bine că ești data trecută la 31. Cum mai ieșit 31 acolo în factor? Păi l-am împărțit numărul ăla, 31. Nu. Împărțeam la 3. Ca să vedem câte grupe de câte 3, că fiecare grupă dădea un 31. Așa și aici. După ce facem grupajul câte 3, grupa dinăuntru îmi dă un 7. Când vine 4 și cu 2, 6 și cu un 7. Atunci o să vină 100 împărțit la 7. Da. Împărțit la 3. 100 împărțit la? La 3. La 3, corect. 3, stați în 3, 10, 3 știri restul. Adică? Pe mână liber. Da, tu adică. Adică ăsta l-a început, îl lași da, liber, da? Liber. Deci restul împărțirii la 7, el este 2. Adică numărul A, A se scrie ca fiind... A este multiplu de 7 plus 4 plus 2. Plus 2. Și atunci restul este 2. Vezi? Foarte, foarte, foarte frumos ești. Deci ce-ai înțeles tu aici? Atenție la cât împarți. Grupele, ca să-l pune în evidență pe 7, vezi câți termeni ții într-o grupă. Uh-huh. Da? Tot al 3-ul intra și data trecută. Da. Tot la 3 am trebuit să împărțim, ca să vedem câte grupe. În câte grupe faci? Faci exact. De 3, faci de 4, faci de câte exact. Faci? Exact. Câți termeni ții într-o grupă. Dar ăla împarți. Ca să-ți dai seama ce să rămâne, cât îți rămâne, câți termeni îți rămâne afară? Un termen, doi sau niciunul? Când nu rămâne niciunul, înseamnă că se divide, când rămâne unul, ăla e restul. Ai înțeles că de la dreapta grupului se fac acum, că restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Așa, dar aceste lucruri trebuie să fie foarte bine înțeles. Mergem mai departe. Descompuneți în factor prim suma. S egal cu... 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte puncte plus 98. Sunt legaus. Deci? Descompuneți în factor. Este descompunem în factor. Factor prim? Da. Dar trebuie să calculăm suma mai întâi. Mai 1 plus 98, 99. Deci primul plus ultimul. 1 plus ultimul. Așa. 1 plus 98. Oricât suntem. Oricât suntei? Ori 98. Ori 98. Împărțit supra 2. Așa, 98. 90. Împărțit la 2. Și face 99. Ori 98. Asta dă un număr mare. Și face, iată, 98 cu 2 simplifică. 98 cu 2 simplifică. 99 ori. Vine... 49 ori 49. Și vreau să descompunem în factor? Prim. Dar nu mulțim acolo, că strică mai ghiștit. Da. Păi... 99 scriu ca 3 ori... Nu. 3 la 2 ori. Așa, mă. Egal cu 3 la 2 ori 11. Ori?
3 la 2 ori 11 plus 10 și cu 4 9 7 la 8 7 la 2 7 la 2 termină 3 la 2 deci este egal cu este egal cu 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus puncte puncte plus. Păi da, tot 9, 7, 9, 9, sigur. 90 și... Ceva nu. Plus 9 și 9. Nu mai știu cum se făceau, sincer spun. Nu, iar nu-mi place. Nu-mi gândim la o idee. Așa. E tot sumă Gauss? Da, numai că are diferență de 2 între ele. Da, cum spune Gauss? Când te afli în situația asta tristă, să nu disperi. Că aduni pe primul plus ultimul. Și 204. Și dacă 7 și cu 98 faci 104. Deci primul plus ultimul se va aduna. Da. Da. Ori? Ori numărul de termeni. Ori numărul de termeni și supra 2. Dar cum se face numărul de termeni? Păi așa trebuie. Uite, nu mai știi, că nu poți să ții minte. Vezi ce înseamnă mecanică, dacă înveți câteva lucruri, nu le mai uiți, nu le mai ții minte. Și atunci trebuie să te descurci. Bă, câți termeni sunt aici? 4. Cum îi aflu? Din 11, scad pe 5. Din asta, scad pe 5. Cât face? 11 minus 5. 11 minus 5 vine 6. Împart la cât, cât, cât e rația, din cât în cât doi. La 2, 6 împărți la 2. 3. Și mai adun pe 1. Adun 1 când încep cu el. E capătul. Da, capătul. E capătul. Să văd că aici vine 99 plus 5. 99 plus 5. Nu plus 5. 11 a zis minus 5. A 99 minus 5 împărțit la 2 plus 1. Asta e numărul de termen. Dar nu mecanic. Eu când sunt în situații grea, trebuie să mă descurc pe un model. Eu ce am făcut aici? Am luat așa, puteam să luăm matura. Câți termeni sunt aici? 3. 9 minus 5. 4. Împărțit la 2, s-ar din 2. 2. 2 și 1. 3. Așa s-a luat numărul de termeni. Ori când ai spus, nu mai știu. Ți-ai dat un verdict. Deci tu, în clipa aceea, ai tras cortina. Și spui, nu mai știu, gata. N-am la ce mă gândi. Eu tot timpul te invit aici să îndrăznești, să ai inițiative, să spui, pot, știu, am. Sigur, găsesc o idee. Așadar, egal aici cu cine? Egal cu... cu primul plus ultimul, 5 plus 99, da, că așa, 5 plus 99, ori numărul de termeni. Ori numărul de termeni. Deci 5 plus 9. Număr termen. Nu împărți. A, noi facem deasupra. Okay. Egal cu. Numărul termen egal cu 99 minus. Bine, 99 minus 5. Împărți la 2. Plus 1. 94 împărți la 2 vine 49. 98, nu. 94 împărți la 2 vine 46. 47. Că e 94. Da, da. 47 și 1, 48. 48. Asta e numărul de termen. Și supra 2, nu? Primul plus ultimul. Cât sunt ei? Aici era problema. Cât sunt ei? Da? Și egal mai departe cu... Păi se simplifică 48 cu 2. Corect. Și vine... 5. 100... Vine 104. 104. Ori 24. Nu, mulțim! Păi strigăm ghiștiu. Păi de ce mulțim? Păi ce facem să strigăm pe 104? Păi 104 îl descompunem în mintea noastră, repede facem. 52 ori 50. 52. Da. 52 mai împărțim o dată la 2. Și atunci vine... Vine 26. Da. 26 împărțim cu o dată la 2 și vine 13.
Așa. Deci vine 13 ori 8. Da. 13 ori 8. Că vine, da? Ori 2 la 3 acum vine. Da. Ori 2 la 3, ori 24. Că tot vine vorba de descompunerea factorii. Și 24 cât mai scrie? Păi 24 dat la 2. Păi 24 e 6, 7. 3 ori e 3 ori 2 la a 3. 3 ori 2 la 3. 3 ori 2 la 3. 2 la 3. Și cu 2 la 3 fac 2 la 6. Deci vine 3 ori 13 ori 2 la 6. Vezi? Foarte clar. Ineficiul este de 2 la 3 ori 13 ori 2 la a 6. Din nou, ce am făcut aici? Sumă Gauss. Nu m-am mulțumit cu asta. M-am dus la o sumă Gauss care, la care rația e de 2. Important era să se zic că toți termenii se respectă. Din 2 în 2 sau. Dacă sunt așa, atunci sunt termeni care se pot calcula. Și dacă nu și e din 2 în 2 și... Din 3 în 3? Nu, dacă e 2 și 3 și 4 după aia. Nu! Deci dacă nu se păstrează cu aceeași rație, se cheamă. Da. Nu sunt termeni în sumă Gauss. Cum aș face atunci? Dacă ar fi 4 plus 6 plus deci 7... Deci este egal cu 4 plus 7 plus 6... Alandala. Da, ce-o fi? Alandala de tot, nu se respecte deloc. Decât să calcule suma. Că nici nu poți spune puncte. Dar nu poți să spune puncte, că nu-i mai știu. Că îl pun puncte, este important să-ți înțeleagă că e în aceeași rețetă. Dacă aș avea mai multe rații, adică de 2, de 3, de 4... În același este de 2, de 3, de 4... Păi grupezi ce cu 2. O echipă? Ce cu 3? Dar de unde eu știu eu pe toți? Păi nu poți spune pe puncte. Păi n-ai cum, nu poți spune puncte. Deci de aceea, nu mai cum să-i arunci așa aiurea acolo. Deci, într-o sumă, Gauss, când pui puncte, trebuie să respecte rețeta. Ok, da. Da? Bun. Hai să vedem un alt exercițiu, un model, că tu găsesc când mă multiplezi, numerele. 6355. 6355. 1705. 1705 și 1271. 1271 împărțite la același număr se obțin resturi egale, respectiv. Deci împărțite la același număr x, da, se obțin resturi egale, respectiv 55, 25 și 11. Să obține restul 55. Da. Adică ăsta... La primul 55, nu? Așa. Al doilea 25 și 11. Așa. Adică scriu teorema împărțirii cu restul, nu? Te rog să mă ajuți, că nu știu să o scriu. Ok, deci... 6355 e egal cu x ori c... Egal cu x ori c plus... Da. Plus 55. Plus 55. 1705 egal cu x ori c plus 25. C2, da? Da. Plus 25. 1271 egal cu x ori c3 plus 100... Cât era ultimul? 111? Da, 11. Plus 11. Și ne întreabă la punctul A. Verificați dacă acest număr poate fi 10. Da. Și la B, determinați cel mai mare număr care verifică datele problemei. Păi clar că nu este 10. Dacă ar fi 10, verificați dacă x poate fi 10. X egal la 10. Da. Dacă x era 10, păi era 6355 împărțit la 10. Și venea 635,5, nu? N-ar fi venit așa? Dacă împărțeam la 10? Dacă... Dar îți dă restul, plus 55. Păi da, ar fi venit 635, rest 5.
Deci dacă ar fi da, fost Iisus 10... Da, dacă îl împarți la 10, îți dă 635,5. Da, cu asta, asta, știu da. Asta. Deci dacă X-ul poate să fie 10... Nu este 10. Pentru că prima împărțire, împărțim la 10, restul ar fi 5. Poate, nu 55, poate 5? 55. La fracțiile decimale. Da, o secundă. Restul ca să fie, atenție, restul ca să fie, împărțitorul ăsta să fie 10, restul de trebuie să fie mai mic decât mai împărțitorul. Mici. Și atunci nu se cadrează. Deci la întrebarea, poate deci să fie X egal cu 10, răspund nu. Nu, și scriem și de ce. De ce. Restul trebuie să fie mai mic decât X, da? Decât da. Împărțitorul. Resturile mai mici decât 10. Poate să fie 10? Răspuns. Restul. R1 mai mic decât 10, R2 mai mic decât 10 și R3 mai mic decât 10. Și toate sunt, depășesc pe asta. Da? Depășesc. Deci nu poate să fie... Cât poate să fie? 10. 10. Și te determinați cel mai mare număr care verifică datele problemei. B. Deci, cel să găsim mare... cel mai mare număr acum. Îi descompun pe toate. Da. Și află cel mai mare divizor comun. Te duce mintea acolo, nu? Da. La cel mai mare divizor comun. Dacă nu ne uiteți, nu știu. Poți să scad 55, 25, 11, resturile. Ca scad resturile. Scazi din fiecare resturile. Da. Și nu mă știu cu nimic. Deci... Ia hai, hai să încercăm. Da. Dar spune că nu te ajută cu nimic, nu e o soluție. Când îți vine o idee, tu te-ai împrumutat de ideea asta dintr-un ieșit care îl făceam deodată, că scăteam, da. Nu? Nu-i nimic. Acum, nu era un nu acolo. Sunt niște numere concrete acum. Și zice, cât face? 6300. 6300. Egal cu X-ul. X-ul C1. Apoi. Mai am de scade aici. 0. Da. 8. Da. 6. Deci 1680. 1680. 1680, da? Da. Egal cu X ori C2. Și 1260 este egal cu X ori C3. Da, X ori C3. Și acum? Foarte tare e gândit. Mai trebuie să te agăți acum, trebuie păi, să... mă gândesc, să fii... știu că înainte mă adunam... Deci 10 nu, n-a fost bine. 10 n-a fost bine. Da? Și că am văzut mai de ce. Păi... E drept că ești să putem 10 ori, 10 da, ori, nu știu spun, ce, 10 ori... 63 egal cu 10x. Adică mă gândesc să scop pe 10-ul ăla, într-un fel. Din toate. Da. Făceam la cele exerciții. Da. Adică aici să facem într-un fel invers ce făceam acolo. Acolo nu știam, dar știam restul. Nu, s-a acum aici suntem. Da. Aici suntem. Tu trebuie să fii, să găsești C1, C2 și C3 să fie cum tu visezi ca Iisus să fie cel mai mare divizor comun al lor. Asta e ideea. Așa e spus. Deci X-ul care îl aștept este cel mai mare divizor comun al numerelor așezare. Da. Și ce ar trebui să faci ca să fii foarte rapid, să nu pierzi timpul? Să scriu 63 ori 100. Să descompunem, mă. Da. 600.